Polițiștii au descoperit 3400 de jucării și 500 de metri liniar de linoleu, mărfuri nedeclarate la intrarea în țară. În valoare totală de aproximativ 43.000 de lei într-un container din portul Constanța Sudagigea. La data de 16 martie, polițiștii Serviciului Transporturi Maritime au verificat în portul Constanța, Sudagigea, un container sosit din China, pe adresa unei societăți comerciale din localitatea Braniștea, județul Ilfov. În urma controlului, oamenii legii au depistat 3400 de jucării, reprezentând figurine din pluș și 500 de metri liniar de linoleum. Mărfuri în plus față de cele declarate. Bunurile în valoare de aproximativ 43.000 de lei au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de folosire de acte nereale la autoritatea vamală. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale.